Cu 9200 de locuitori, cu 3 școli și 3 grădinițe în care sunt peste 1200 de copii, cu 60 de kilometri de străzi, dintre care 56 kilometri asfalt, Constantin Dumitru are încă mult de lucru. Vrea să creeze în comune condiții identice cu cele ale unui oraș. Cea mai importantă investiție din localitatea în acest moment este însă podul de pe drumul comunal 156 peste râul Sabar, pod început în noiembrie 2019, despre care primarul Constantin Dumitru spune că va fi finalizat în luna iulie anul acesta. Centrul de vaccinare, organizat în containere chiar lângă primărie, a fost de un real ajutor cetățenilor comunei. În ce privește utilitățile, gaz, apă curentă, canalizare sau iluminat public, îl lăsăm chiar pe primar să spună în momentele următoare. Bun găsit, doamnelor și domnilor, ne întâlnim din nou acum la sfârșit de săptămână, după o săptămână grea pentru că au fost ploi, grea pentru că am avut emisiune în fiecare zi. O să avem o săptămână, urmează o săptămână de pauză, de multă pauză. Invitatul de astăzi este, așa cum ați și văzut, primarul celei mai nordice și cele mai mari localități din județ, primarul de la Floreasca Oinești, Constantin Dumitru Costel, cum îi spun eu. Bine ai venit! Bine v-am găsit, domnule Dinecolescu. Bine te-am găsit, Jim. Așa, hai să vorbim așa, cum spunem noi, corect. Că noi am mai făcut emisiuni, multe emisiuni, da, noi am fost colegi. Am fost colegi la o televiziune din oraș, care din păcate s-a închis, erau vremuri bune atunci, da? Chiar vremuri bune. Între timp, știu eu, destinul ne-a purtat așa pe drumuri diferite, tu ai intrat în politică. Erai și atunci. Da, da, sigur că da. Sigur că da. Și iată că pentru a doua oară primar în comuna Floreasca Oinești. Cum e? E greu? E ușor? Mai exact pentru a treia oară primar în comuna Floreasca Oinești. Am venit la primărie în 2010 pe alegeri parțiale cauzate de moartea primarului de dinaintea mea, domnul Necșa. Am avut o sincopă de 4 ani, o sincopă subiectivă. Am trecut peste 4 ani de lipsă, 4 ani care s-au văzut, cred eu, s-a văzut lipsa mea de acolo, nu că nu sunt de nenlocuit, doamne ferește, da, nu da, se pune da. Problema. Nimeni nu e de nenlocuit. Sigur, cimitirele sunt pline cu oameni de nenlocuit. Exact. Și am revenit la primăria Floreasca Oinești, într-un moment, un moment propice, un moment oportun, un moment foarte, foarte bun. Un moment în care șansele de dezvoltare a localității și așa cum am spus în reportajul dinainte, de aducerea localității mai aproape de statutul de oraș sunt mai mari? Categoric. Floreasca Oinești este o localitate extrem de dezvoltată, dar dezvoltarea ei se datorează în proporție de 90% exclusiv oamenilor care locuiesc. Și apropierii de capitală? Apropierii de capitală, dar v-am spus, e vorba și de valoare intrinsecă a oamenilor care locuiesc la Floreasca Oinești. Vorbim despre oameni care au intrat într-un soi de, hai să spunem, afacere în momentul ăsta, care se numește activitatea din construcții. Sunt constructori de peste 100 de ani la Floreasca Oinești. Și o fac foarte bine, iar faptul că ei fac lucrul ăsta bine se vede prin ceea ce vezi în curțile și în casele lor permanent. Da, deci o comună de oameni gospodari. Sigur. Și înstăriți, ca să înstăriți, spun așa. Exact, sigur. Exact. Da, șomeri în comună? Aproape deloc. Este foarte greu să găsești un om care să te ajute să știu să sapi în curte, nu. Aproape cu neputință să găsești un localnic. Oamenii lucrează și lucrează pe bani. Și apropierea de autostradă e un avantaj, un avantaj mare. Am spus-o și cu riscul de a mă repeta, am făcut în urmă cu 7 ani, în 2014, o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung a localității și în cadrul acestei strategii de dezvoltare am făcut o analiză SWOT, adică părțile strengths, opportunities, weaknesses and threats, părțile importante și părțile mai puțin importante, mai slabe ale localității noastre, iar așa cum a reliefat și strategia de dezvoltare și ceea ce cred și eu, cele două puncte forte ale localității mele se numesc autostrada București-Pitești, care străbat localitatea pe parcursul a 11 km, la kilometru 27 până la kilometru 37, pe 11 km și de-a dreapta și de-a stânga autostradei și acum, mai nou, al doilea punct forte al localității mele se numește Ansamblu Cultural Pastoral Conacul Drugănescu. Da, da, da. La Conacul Drugănescu, știu eu, se poate dezvolta turismul. Categoric. Turismul categoric. Puteți dezvolta pe zona respectivă. Categoric. Așa cum spune și numele conacului, conac care aparține în momentul ăsta Episcopiei Giurgiu și în care funcționează și protoieria Bolintin Vale,
este Ansamblul Cultural Pastoral. Vorbim despre, despre turism, dar vorbim deja și despre cultură. Ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce a reușit să facă exclusiv biserica până în momentul ăsta este un lucru cu totul și cu totul special. Da, am fost și am filmat anul trecut, dacă știam că vorbim atât de mult despre Conacul Drugănescu, am filmat acolo, am făcut un, un tur al, știu eu, obiectivelor turistice din județul Giurgiu, filmuleț pe care l-am prezentat la un festival internațional, Simfest, și pentru care am luat și o mențiune. Da. Felicitări! Da. Nu și închipuiau că în județul Giurgiu sunt atât de multe puncte de, de interes până la urmă. Sigur că păcat da. Că nu sunt exploatate. Asta turismul, tipul ăsta de turism pastoral, ecumenic, la nivelul județului Giurgiu ar putea crea un pol foarte interesant, e adevărat, nu o alternativă la județul Prahova, de pildă, dar un pol foarte interesant, pentru, cel puțin pentru vestul Bucureștiului, pentru că, într-adevăr, în vestul Bucureștiului sunt niște obiective turistice cu adevărat remarcabile, așa cum menționam Conacul Drugănescu, eu încerc să-mi trag scuza pe turta mea. Normal, asta e și rolul emisiunii. Este o construcție veche de 300 de ani, este edificat la 1713, așa, lângă Biserica Drugănescu. În stil brâncovenesc. În stil brâncovenesc, sigur că da, este un potoj sau un cealaltă, Bogoșoaia, la o scară un pic mai mică, că da, Conacul are 500 de metri pătrați amprenta la sol, parter etaj și subsol. Este remarcabil, de frumusețe cu totul și cu totul aparte, dar tot în aceeași zonă avem la Găiseni, foarte aproape, la numai 5 km, Schitul Strâmbu, de asemenea o mănăstire, o biserică veche, de, mai veche de 500 de ani, mai veche decât Conacul Drugănescu. Avem în preajma Conacului Drugănescu Biserica Drugănescu, unde odihnește vornicul Drugănescu, vornica lui Constantin Brâncoveanu, care a fost foarte de curând, printr-un program al Ministerului Culturii, refăcută în condiții extrem de frumoase, arată foarte bine clădirea bisericii noi. Este în proximitatea Conacului Drugănescu, nu are nicio legătură, cel puțin istorică. Biserica este construită undeva în anii 1500. Este foarte, foarte frumos. Deci, până la urmă, tot clerul, tot biserica ne poate ajuta. Se fac 100.000 de pelerinaje pe an prin țară, pe la mănăstiri. S-ar putea face pelerinaje și în județul Giurgiu, categoric, pe la mănăstirile din categoric, județul Giurgiu, pentru categoric, că sunt. Categoric. Sunt, vă spuneam, putem să începem la Drugănescu cu o trecere pe la mănăstirea Samurcășești, care e în jurul gârlai, e adevărat, în Dâmbă, uita tot în vestul Bucureștiului, trecut după aceea pe la Drugănescu, Schitul Strâmbu de la Găiseni și după aceea Conacul Brâncoveni de la Potlogi. Da. Sunt, da. Biserica de la pictată de Arsenie Boca. Exact, exact, la Drăgănescu. Mănăstirea de la Comana și sigur așa mai da, departe. Sigur sunt, că da. Sunt puncte de interes. Haideți să trecem totuși la... La Florestoienești. La Florestoienești, până la urmă. 9200 de locuitori, foarte mulți locuitori. Comuna, localitatea, are două sate. Are trei sate, da? Palanca, Florești și Stoienești. Palanca, Florești și Florești în ordinea când vin de la autostradă București-Pitești sau cealaltă ordine când vin dinspre Dumovița, Florești, Stoienești și Palanca. Din punct de vedere al numărului locuitori, poate liniștit este... să aspire la statutul de oraș. Sigur că da. Florești, de pildă, da, chiar am văzut zilele trecute, dacă m-ar fi întrebat cineva care este orașul din România cu suprafața cea mai mare, și București fără niciun fel de problem. Nu. Este orașul Broșteni din Botoșani, care are o suprafață mai mare decât Botoșani, dar are o populație de 5.000 de locuitori. Da. Și este oraș, are statut de oraș. Da, da. Broștenii, celebrii broștenii lui Ion Creangă, unde au omorât caprele Irinu Căi. Am înțeles, sunt și 5 parcuri. Parcuri pe care nu le-am filmat. Nu spus parcuri, sunt niște spații verzi pe care în mandatul trecut le-am dotat cu mobilier de parc și verde. Acum sunt și curate și frumoase. Mobilierul de parc nu este de ultimă generație, dar este mobilier escirizat, de tip nou. Copiii merg acolo, mai nou avem și o societate de administrare domeniului public care le păstrează în stare de curățenie. Profit de ocazia de a fi la dumneavoastră și de a-i ruga pe tineri să respecte curățenia din parcuri pe care o facem, pentru că o facem aproape zilnic. Din păcate, ce facem asta se strică noaptea când tinerii sunt prin parc. Asta tipic, este. Tipic românesc până la urmă. Nu facem, exact. Suntem în România și da, nu suntem tot în România. Și ne ocupă tot timpul chestiunea asta. Am văzut, spuneai când am fost în Florești Stoienești,
că sunt, așa cum am și spus în reportaj, aproape 100% asfaltat. Aproape 100%. Aproape 100%, da. Mai avem 4 km, mai puțin chiar, 3 km 900 de străduțe, străduțe mai micuțe, străduțe care se înfundă în deopște străzi, care nu au nici măcar... Fundături, da, fundături. Fundături. Avem acum, facem astăzi, lucrăm la ultimele ridicări topo pentru vreo 2-3 străzi care nu au avut ridicare topo întâmplător. Și proiectul pentru asfaltarea acestor străzi se va scoate la licitație în perioada imediat următoare, vor fi perioada legală de, da, de, da. De ofertare, după care clar în cursul anului ăsta vom asfalta și aceste ultime 5-6 străduțe care reprezintă vreo 3 km și jumătate de drum neasfaltat. Canalizare, apă? Apa curentă este realizată în proporție de 90% în satul Florești. Satul Florești are o pondere de 46% în cadrul localității. Este un sat cu 4600 de locuitori, care ar putea să aibă singur statut de comună medie spre mare în județul Giurgiu, dar nicio de problemă. Deci aici, pentru că am avut o idee, drept este că n-a fost numai ideea mea, ca în momentul în care am depus pe Programul Național de Dezvoltare a Localităților proiectul de alimentare cu apă, să nu mergem pe un singur proiect general, pentru că se merge în general pe ideea de aglomerări, și am mers pe două aglomerări distincte, satul Stoienești și Palanca, care reprezintă împreună cam 54%, nu cam, 54% din localitate au beneficiat de un proiect, iar Florești de un alt proiect. Au fost făcute două firme distincte, relativ concomitent, dar există totuși un delay de circa jumătate de an între cele două proiecte, și Floreștiul este realizat în proporție de 85-90%, iar Palanca Stoienești în proporție de 75-80%. Continuați cu... Categoric, în cursul anului ăsta chiar am avut zilele trecute o discuție cu domnii de la Ministerul Dezvoltării, care mi-au cerut un deadline, și pe discuțiile avute cu constructorul, deadline-ul este undeva la finalul acestui an. Deci la finalul, la decembrie, vom avea apă în toată localitatea. Și cu canalizarea? Canalizarea, iarăși am avut un moment propice, acela de a ne afilia la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euroapa, alături de operatorul de apă de la voluntari, Europa Vol. Este un proiect depus deja la Bruxelles, un proiect care a funcționat foarte bine. Europa Vol este o societate care funcționează foarte bine, fără datorii, fără probleme. Din partea noastră a necesitat să facem să obținem un aviz arheologic în urma unui studiu arheologic în localitate, localitatea fiind suspectă, ca fiind suspectă între ghilimele, ca fiind în zona culturii Gumelnița, culturii preistorice, da. Gumelnița. Mai durează vreo lună să avem acest aviz, pentru a avea și avizul de la Ministerul Culturii, pentru că există posibilitatea ca în cursul acestui an să avem deja licitația pentru execuție pentru lucrările de canalizare în localitate. Un proiect de 21 de milioane de euro. 21 de milioane. Pe care trebuie să-i gestionați așa cum trebuie. Se gestionează la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, o asociație care funcționează din punctul meu de vedere impecabil. Pe PNDL aveți vreun proiect în localitate? Și... celebrul pod, deja podul de la Palanca. Da. Este, a devenit o celebritate cel puțin în județ. Celebrul pod este făcut pe un program prin Programul Național de Dezvoltare a Localităților PNDL-2. Pe PNDL-1 am avut 11 km de asfalt, lucrare finalizată și recepționată în totalitate. Pe PNDL-2 am mai avut încă 34 de străzi care au fost asfaltate și recepționate, chiar și lucrare terminată în 2018. Și podul de peste Sabar, iarăși lucrare pe PNDL-2, lucrare de aproape 1 milion de euro. Lucrare puțin întârziată din cauza vremii nefavorabile, nu din numai cauza datorită, sezonului nu musolic. Numai datorită vremii întârziate, au existat de la momentul începerii, de la momentul în care s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, și vorbesc despre 1 noiembrie 2018, a existat aproape un an în care nu s-a lucrat deloc. Deloc. Acum, din octombrie, e adevărat, am trecut și prin perioada de iarnă, până acum s-a lucrat bine, și cred eu că pe discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, un deadline de 1 până la 15 august este un deadline, este un final de bun simț. Atunci se va termina. Ne deranjează ploaia și în momentul ăsta. Pentru că avem moment în care se fac lucrări de umplutură, în pod. Este un pod cu... Atipic, am văzut. Exact, o glisieră metalică deasupra. Este și foarte frumos ca și obiect de artă, frumoasă, ca și lucrare de artă foarte, foarte frumoasă, cu o deschidere foarte generoasă. Podul are 12 metri lățime, cu trotuare de 1,5 metri și cu un carosabil de 9 metri.
El înlocuiește un fost pod de cale ferată care era pe o singură bandă. Acolo a fost o adevărată epopee. 30 de ani a trebuit să ne așteptăm unii pe ceilalți să trecem podul. Acum vor putea trece chiar 3 camioane concomitent. Nemai discutând că această soluție tehnică generează posibilitatea ca pe pod să treacă concomitent 10 camioane pline, pentru că el este făcut să țină 140 de tone pe fiecare sens de mers. Da, da, foarte interesant. Revenind la utilități, rămăsese gazul și iluminatul public. Gaze naturale în localitatea noastră există din anul 2006. A fost un program amplu, început undeva în 1993 de la nivelul unui ONG, la nivelul localității, un ONG care funcționa pe lângă primărie. Ulterior, primăria s-a asociat cu Consiliul Județean, după care o mică părticică desprinsă din Marele Petrom, Petrom Distribuție Gaze, a reușit să facă investiția prin care s-au introdus gaze în cam 50% din localitate, cu o pondere mai mare în satele Palanca și Stoienești. Sate care s-au și implicat mai mult, oamenii din aceste două localități, la momentul apariției ONG-ului, 93, a fost vorba de niște cotizații. Au cotizat mai mult. A existat mai multă ardoare pentru a introduce gaze. Efectiv, gaz în casă, în casele oamenilor, există din 2006. Ulterior, prin lucrări de extindere a rețelei de gaze, aproape 100% finanțate de către primărie, s-a extins rețeaua de gaze undeva la 90%. În momentul ăsta avem 4 km de străzi care nu au rețea de gaze în localitate. Din nefericire, odată cu apariția ordinului ANR 178, primăria a intrat în imposibilitatea de a putea finanța aceste lucrări. Nu mai putem să finanțăm. Este apanajul sau business-ul exclusiv al concesionarului investiții la nivel de localitate și vorbesc despre firma Premier Energy. Deci suntem la mâna Premier Energy. Drept este că același ordin al ordinul ANR stipulează clar că din momentul solicitării de către un eventual client că vrea să-și bage gaze, ei sunt datori ca în 90 de zile să vină să ei nu se gaze. Pot, în situația asta, ei nu se pot juca cu prețurile, cu prețurile de branșare. Vorbesc. Nu, pentru că același ordin 178 reglementează branșarea ca fiind gratuită, în condițiile în care nu gratuită, nu se plătește branșarea pentru că se va reliefa ulterior în prețul facturii. În facturi. Cu toate astea, este o perioadă, iarăși o sincopă, de ceva timp de când am venit, eu n-am reușit să mai facem această prelungire a rețelei de gaze, dar am avut discuții foarte multe cu conducerea Premier Energy, am ajuns și la ANR, am ajuns și la Ministerul Energiei și avem promisiuni că cât de curând cele, știu eu, 400 de familii, zic eu, văduvite de acest serviciu de gaze, vor avea gaze în localitatea noastră. Cât de mult contează, eu sunt cu telefonul în mână pentru că domnul Zuckerberg tot umblă pe la Facebook și acum nu ne mai apar comentariile și pe telefon apar. Și mă uitam după comentarii. Cât de mult contează pentru un primar oricare contează, cât de mult contează să fie afiliat la un partid pentru a-și rezolva problemele comunității? Eu am fost ambalaiat cumva după o experiență extrem de plăcută și care mi-a generat o experiență, mi-a generat foarte multă știință în materie de atragere de fonduri europene, perioada de numai un an în care am fost director al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală. Am spus că primarul poate fi un primar care știe carte, un primar care se pricepe la finanțare prin fonduri europene, poate să fie independent. Acum, o spun iarăși cu toată fervoarea și cu siguranță de 100%, că nu poți să faci administrație nefiind afiliat la un partid politic. Și neapărat la un partid politic mare. A fost altfel vreodată în România în ultimii 30 de ani? V-am spus, eu am avut un moment în care am fost convins că există posibilitatea să nu o faci. Nu, nu se poate nimic. Fără politicul din spatele tău nu poți să realizezi nimic pentru localitatea ta. Și mai ales în situația, rezolvi mai ales în situația în care politicul din spatele tău e și la putere. Categoric, da. Sigur că da. Da, e cum era cu se închide robinetul de bani, dacă nu. Nu se închide de tot, dar e o perioadă mai văduvită. Să știți, nu poți nici să trăiești. Este cât se poate de normală o economie, așa cum e economia României și nu numai economia României. Eu cred că nici o economie de forță majoră. Luăm economia Germaniei. Economia Germaniei nu poate susține
în aceeași perioadă și localitățile afiliate către CDF sau către Partidul Creștin Democrat. Nu se poate. Că de asta e politică, până la urmă de asta o facem. Sunt perioade frumoase în viața unora și perioade mai care coincid automat cu perioadele mai slabe. Până la urmă lucrurile, încă o dovadă că pământul e rotund, că lucrurile se învârși în politică. Categoric. Cei care au fost văduviți, le vine partidul la putere. Bine, există posibilitatea să rămâi și acarul pământ, să rămâi viața întreagă numai la... Acum depinde și numai la opoziție. Pentru că eu vă citesc dintr-un clasic în viață, Vasile Blaga, care spunea că cu 49% poți să dormi în opoziție mult timp. Da. Păi, vedem acum, PSD-ul, de exemplu, e în opoziție, deși a luat mai mult decât PNL-ul. Corect. Mult decât, aritmetica e... Stă în opoziție, asta e. Sigur. Aritmetica politică, sigur, e diferită de aritmetica clasică, clar. Avem un, nu știu, cunoști pe cineva, Laura Andrei? Nu. E supărat că avem napolitane multe pe față și asta pe masă și asta mi-aduce aminte că am uitat la începutul emisiunii să spun că e ca și primarii care au un partid în spate și noi avem niște sponsori în spate și trebuie să prezint sponsorii. Cât se poate de regulă? Fabrica de napolitane Morello, o investiție de 2 milioane de euro în municipiul Giurgiu, face și angajări, acum 20 de persoane, am înțeles că angajează peste ce are angajat, o altă linie de producție montată și cel de-al doilea sponsor, lanțul de magazine Luci și Iuli, care ne oferă apa plată, fără lămâie, asta e clar. Și tot Laur, e foarte supărat că avem napolitane multe, câta roabă de napolitane aveți pe masă? Ne întreabă dacă se primește dedicații. Nu se primește Laur dedicații, ne pare rău. Asta e. Șansele de dezvoltare, pe lângă ceea ce mi-a spus, șansele de dezvoltare ale localității, de unde ar veni? Păi, localitatea este o localitate cu valoare intrinsecă și spuneam asta pentru că vin din zona fiscalității. Eu am făcut foarte mult timp, aproape 18 ani, fiscalitate. Apropo de fiscalitate, care e gradul de colectare? Cât l-ați avut, cât îl aveți acum? Cât l-ați preluat, cât îl aveți? Vin cu un istoric. Am venit în 2010 la primărie și am găsit localitatea cu un grad de colectare de 19,5%. Am plecat în 2016 și am lăsat-o undeva la 60% grad de colectare. Am regăsit-o în 2016 cu grad de colectare de 24%. Acum, astăzi, 18 iunie? 18 iunie avem un grad de colectare de 24%, adică exact gradul de colectare pe care l-am avut anul trecut la 31 decembrie. Eu cred că vom reuși să dublăm, pentru că știu să fac lucrul ăsta, știm, am o echipă bună în spate. Am o echipă bună și poate niște concetățeni... Da, care nu trebuie să... Cu spirit civil. Am și spus, am fost în 60%, fără niciun fel de dubiu, ne putem urca pe 60%. Acest 60% ar însemna în cifră netă absolută în jur de 1,5 milioane de euro. Adică să ai 1 milion de euro banii tăi pentru investiții, pentru localitate, chiar cu 10.000 de locuitori, nu e deloc puțin. Discutam despre... Care e bugetul anual al localității? Premizele, în jur de 2 milioane de euro. Uh-huh. 4 milioane de euro, în jur de 200 de miliarde și discutam și despre salariile profesorilor, grosomodo, deci bugetul general. În jur de 4 milioane de euro, 200 de miliarde vechi, 20 de milioane noi. Da, și rămăsesem la... De unde ar veni dezvoltarea mai rapidă a localității, în afară de gradul de colectare? Investiții sau... Discutam despre momentul extrem de propice, momentul oportun. Este un moment extraordinar pentru că suntem la început de deschidere de exercițiu financiar în ceea ce privește proiectele clasice și discutăm despre PNDR, adică Programul Național de Dezvoltare Rurală. Începe PORU, începe Programul Operațional de Investiții Mari, POIM, încep posturile. Deci e un început, exercițiul financiar 2021-2027, unde nici nu am niciun fel de îndoială că vom atrage cel puțin 20 de milioane de euro. Dar pe lângă astea avem și Programul Național de Reconstrucție și de Reziliență. PNRR-ul care începe din ce în ce să nu mai fie o poveste, începe să fie o poveste frumoasă. Și unde se finanțează, se vor finanța, așa cum am văzut, îndeopște digitalizarea și energia verde. Avem posibilități de proiecte fără niciun fel de probleme. Mai mult decât atât, avem, fiind o localitate mare, în lucru un proiect pentru o creșă în localitate. Sunt 10.000 de locuitori, foarte multe femei. S-a schimbat cumva mentalitatea Floreștean-Stoinișteanului, Pălăngeanului, de acum 20 de ani, când femeia era eminamente casnică. Acum
celebrele depozite logistice de pe autostrada București-Pitești, care au ajuns foarte aproape de noi, au ajuns până la kilometru 25, incumbă mai mult de 1000 de femei din localitate care lucrează la aceste depozite logistice. Dimineața, pe șoseaua domnească, drumul județean 401A, cel care este în autostrada București-Pitești, de la ora 6 până la ora 7 și jumătate, efectiv, se circulă bar la bar. Deci va fi o creșă, fără niciun fel de dubiu. Avem deja proiectul depus la Compania Națională pentru Investiții, deci sunt convins că va fi un proiect care se va finaliza prin finanțare pe PNRR. Avem discuții avansate cu un ONG specializat în așa ceva pentru realizarea unui after school, extrem de necesar în localitatea noastră. Da, mai ales că de data aceasta și femeile lucrează. Unui after school. Iar pe compania națională, iarăși revin la Compania Națională de Investiții, în momentul ăsta avem numai puțin decât 8 proiecte, proiecte foarte interesante, e vorba de 13 km de asfalt și discutăm strict de zonele care au fost asfaltate din banii primăriei și soluția tehnică aleasă a fost una mai puțin costisitoare, dar și de calitate ceva mai slabă, 13 km de asfalt. Avem trotuare, iarăși depuse pe Compania Națională de Investiții. Avem 3 capele mortuare pentru toate cele 3 localități, pentru că suntem în 2021 și eu sunt de părere că trebuie să începem să ne scoatem morții din casă, Indiferent cât de mulți EMB. Avem un proiect insolit, un proiect pe care mi l-a sugerat cumva și la care m-a ajutat foarte mult și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Beanu Dumitru. Este vorba de o bază sportivă realizabilă la Stoienești, care va avea ca obiectiv principal în cadrul ei un circuit de speedway sau de dirt track. Este acel motociclism unde motocicletele alergă în sens trigonometric, în derapaj controlat. Este pe o relație de prietenie veche cu concitadinul dumneavoastră Marian Cojocaru, care este un multiplu campion de dirt track. Marian mi-a spus că în România mai există foarte puține astfel de circuite și că ar fi foarte frumos ca la Florești Stoienești, o localitate foarte apropiată de București și de autostradă București-Pitești, să avem și că există posibilitatea să avem chiar concursuri open pe acest sport la care ar veni sportivi din aproape toată Europa. Speedway sau dirt track-ul, așa cum știm noi, este un sport extrem de dezvoltat în localitățile din centrul Europei, țările Baltice, Polonia și în țările de Nord, Suedia, Elveția, ei sunt campioni mondiali. Iar Marian mi-a promis, băi, dacă faci acest circuit și îl vom face, este un proiect de 70 de miliarde de lei vechi, vei avea cel puțin 2 etape open ale campionatului european și mondial. Asta înseamnă pentru localitate, pentru sigur localitate. Că da. Sigur că da. Și poate. Fiind atât de aproape de autostradă, aveți terenul necesar, de exemplu, să vă faceți sau să începeți demersurile pentru o zonă industrială acolo? Categoric. Spuneam și o spun tot timpul cu foarte multă bucurie că premiza ca autostrada București-Pitești A1 să ajungă până la Dădlac va genera un soi de, hai să nu spun isterie, un soi de normalitate în ceea ce va privi depozitele logistice și depozitele de autostrade. Și nu se mai conteze foarte tare că ești la kilometru 20, așa cum e Joița, care în momentul ăsta, sau Borintinul Deal, care sunt principalele... Sunt plăci turnante acolo. Principalele localități extrem de avantajate, jos pălăria, pentru administrațiile de acolo. Și lucrurile vor decurge aproape la fel și la Ulmi, la Florești Stoienești, la Găiseni sau la Vânători, care sunt localitățile așezate la 27, 30, respectiv 35, 40 pe autostrada București-Pitești. Foarte, foarte repede au apărut foarte multe societăți comerciale, mai ales multinaționale, care au venit să întrebe. Noi avem terenul nostru în jur de 100 de hectare, dar avem și niște societăți importante care au cumpărat terenuri, suprafețe de teren foarte importante pe zona noastră, care intenționează în momentul ăsta să se asocieze, să ne ajute să facem planuri de parcelare, de așa natură încât să creeze sole distincte de la cel puțin 10 hectare în sus, care să preteze la construcția de hale industriale și hale logistice. Deci potențialul este fantastic în sensul ăsta. Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă... Avem conform planului urbanistic general o posibilitate de ocupare a teritoriului de 50%, deci pe 10 hectare efectiv se pot construi 5 hectare de hal, ceea ce nu-i puțin. Da.
posibilitate de extindere, de extindere sau cere de extindere pentru locuri de casă, pentru tineri care vor să-și construiască și posibilitatea de a le oferi asta, aveți? Avem posibilitatea asta. E una dintre promisiunile mele făcute în timpul campaniei electorale. E o chestie pe care primarii și administrațiile care se respectă le-au făcut, pentru că sunt copii, tineri în localitate care nu moștenesc. Și pentru a doua parte a anului, în semestru 2, intenționăm să cumpărăm, pentru că primăria nu are niciun fel de teren, chiar urmarea ordonanței 165 și a inventarierii terenurilor, avem un deficit de 55 de hectare. Dar intenționăm să cumpărăm cel puțin 2 hectare de teren într-o zonă bună, o zonă cu facilități, cu utilități, cu gaze, cu curent, în care să facem cel puțin 70, 80, 100 de puneri în posesie pentru tineri, pentru casă, în perioada imediat următoare. Să-și poate construi o casă, simt. Da. Cam acestea au fost întrebările legate exclusiv de localitate și de funcția de primar. Și totuși mai am una. Ce ați vrea să faceți acolo? Sau ce vrei să faci ca primar acolo? Și crezi că e foarte greu de realizat? Ce te roade noaptea? Că ai vrea să faci? Cel mai tare lucru care mă roade e faptul că legislația actuală nu mai permite să fac ce am făcut în mandatul inițial cu privire la transportul copiilor la București. Am avut posibilitatea și legislația de la momentul ăla mi-a permis să transport copiii pe banii primăriei la liceele din București. Și ponderea copiilor din localitatea mea care au ales să meargă la liceele din București, lăsând deoparte liceul de la Bolintin sau liceul de la Ciorogârla, a fost de 90%. Care e distanța până la București? 20 de kilometri în linie dreaptă pe autostradă. Mă rog, de la Florești până la primul liceu din București, 28-30 de kilometri. Am făcut lucrul ăsta timp de 5 ani și lucrul ăsta a generat faptul că aveam 200 de tineri care mergeau cu două autocare, tineri din toate cele trei state care au socializat, dar nu ăsta a fost lucrul cel mai important. Cel mai important lucru a fost faptul că Florești Ploiești a ajuns să aibă un grad de promovare la examenele de bacalaureat de 90%. 90% localitate provenind din județul Giurgiu, care a reușit tot timpul să se claseze pe penultimul sau pe ultimul loc cu 35-40%. Bine, dar asta n-a ridicat procentajul. Categoric nu, mai ales pentru că copiii noștri au învățat la București. Am avut-o și îmi place să spun lucrul ăsta de ori de câte ori am posibilitate, o discuție cu un profesor de la liceul Gheorghe Lazar, unde copilul meu în urmă cu 5-6 ani a fost elev, și îmi spunea că localitatea după București, cu cei mai mulți copii în cadrul liceului Lazar, este localitatea Florestoienești. Aveam 20 de copii în liceul Lazar. Și în Sava, și în Magiaru. Da. Și în general, asta făceam. Sunt licee bune. Revin la răspunsul la întrebarea noastră, că am făcut o paranteză. Deci aș vrea să reușesc din nou să transport copiii în mod gratuit, numai că legislația din momentul ăsta, o lege care nu mai permite să fac lucrul ăsta, pentru că subvenția pentru transportul copiilor până la 50 de kilometri o face Ministerul Învățământului, da, prin licee. Nu mai pot să fac lucrul ăsta. Și e un lucru care mă doare. Aș fi vrut să-l fac eu. Da. Și am fi avut posibilitatea. Am văzut că protestează copiii și poate că se îndură cineva tocmai pentru asta, protestează copiii și poate că eu cred că era o chestie care trebuie lăsată în seama administrațiilor publice locale. A fost un lucru care a funcționat excelent, perfect. Da, sunt copii care fiecare localitate știa numărul de copii, știa cum să chivernisească, ca să spun așa. Eu nu vă spun că a fost și modalitatea în care am ajuns la 60% grad de colectare la momentul ăla, de la 24% a fost una dintre condiții. Băi, beneficiezi de chestia asta, explică-le părinților că trebuie să-și plătească impozit. Să-și plătească taxele și impozitele la primărie, da, corect. Haideți să trecem și la politică. Poate credeai că te-am iertat, nu? Nu am crezut nicio clipă, e lucru care îmi place cel mai mult. Da, da, da. Nu, în afară de alt lucru pe care îl știm decât noi. Da, 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 bine, îl știm doar noi bărbați. Vorbim despre chitară, domnul Diaconescu. De chitară, de gusturile muzicale care coincid cu... Da, vor face obiectul unei alte discuții. Unei alte emisiuni, sigur. Aici sau la altă televiziune. Deși și muzica, până la urmă, în administrația publică, după cum se dă tonul de sus, de la guvern, până la urmă. Asta da. Vor fi alegeri în Partidul Național Liberal, alegeri locale județene și alegeri naționale 27 septembrie, parcă nu? Da, parcă așa.
lăsăm deoparte toată nebunia de la, de la centru. Mă rog, așa se întâmplă când sunt, sunt caractere tari și multe. Așa se întâmplă, o să trece și peste asta. Ne referim la alegerile locale. Vei candida pentru funcția de președinte al organizației locale Florestul Enești? Am o organizație extrem de, de frumoasă, cu oamenii de foarte bună calitate, o organizație numeroasă și cred că mai degrabă în perioada asta mă voi capacita, mă voi canaliza pe ideea de administrație publică locală. Sunt liberal, sunt liberal cu tot sufletul, deși știți că vin din postul Partid Democrat. Da. Cu tot sufletul și voi rămâne aici fără niciun fel de dubiu permanent. Îmi pun la dispoziția partidului tot ceea ce pot și tot ceea ce știu, dar cred că nu este un moment în care trebuie mult să fiu președinte al organizației. Am trecut de, de perioada... În sfârșit văd pe cineva care nu i-a venit după funcție, așa te știam. Prin care, așa te știam. Vieții prin care vrem cu tot din adinsul să fim în, cap, în capul mesei. Nu e, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu, nu? Nu. La nivel județean am văzut că aveți doi candidați care s-au anunțat cel puțin până acum. E fostul președinte, europarlamentarul Dan Motreanu și s-a mai înscris și Ciprian Danciu, un, știu eu, aș spune pe Ciprian Danciu, un liberal autentic, dar poate puțin extremist, așa, extremist ca, ca și doctrină vorbesc. Ce șanse le dați, cu, ce șanse dați în bătălia asta? Sigur, Dan Motreanu vine cu o istorie din spate, cu, cu niște posibilități de a ajuta în continuare organizația și administrațiile locale. Ciprian Danciu vine cu, știu eu, nu, n-aș spune că vine cu vipușca, cu, cu organizare ca zonă, având în vedere trecutul lui de militar. E ceva între nou, o bătălie între nou și vechi? Eu văd lucrurile cumva altfel. Mie, faptul că avem două candidaturi, mi se pare ca fiind modul în care reliefăm și relevăm clar că suntem un partid modern, complet reformat, pentru că să mă ierte Dumnezeu cu tot respectul pe care l-am pentru... Organizația județeană Giurgiu a Partidului Național Liberal a fost în decursul timpului de foarte multe ori cea mai performantă organizație din, din țară și uitați că suntem și în momentul ăsta. Da, a fost pe vremea lui Iliescu, în de 10 ani exact acolo voiam să ajung. Exact acolo voiam să ajung. În momentul în care Partidul Național Liberal în anii 2008-2012 avea președinte pe domnul Iliescu, nici nu s-ar fi pus problema vreo clipă ca cineva să-l contracandideze pe domnul Iliescu. A, nu, nu se punea problema. E, despre asta, exact despre asta vorbesc. Și nu era vorba numai despre domnul Iliescu. Chestiile astea erau similare undeva la, la nivelul multor județe. Da, imaginați-vă, da, că cineva l-ar contracandida pe Fluturul la Suceava. Da, corect. Despre asta vorbesc. Adică faptul că avem încă o candidatură reliefează faptul că suntem un partid democrat, democratic și complet reformat. Pentru că este posibil. Din alt punct de vedere, dacă mă întrebați sincer, așa cum înțeleg eu să fac politică, atât când mă duce pe mine capul, momentul venirii domnului Motreanu a fost un moment extrem de propice. Eu îl știam pe Dan Motreanu, pentru că n-ai cum să nu știi pe Dan Motreanu. Da, bineînțeles, e un tec, pe Dan Motreanu am avut cei mai vechi liberali. Șansa să merg la un training în decembrie 2018, un training care a avut loc la Cluj și unde lectori au fost domnul Dan Motreanu, Florin Roman și Robert Sighiartău. Și am descoperit că Dan Motreanu este un lider de necontestat la nivel național. Pentru că în acel training, în cadrul acelui training, eram vreo 40 de secretari generali din toată țara, 37-38. Și s-a făcut un test prin care ni s-a sugerat să dăm anonim o listă pentru alegerile europarlamentare care urmau să aibă loc în aprilie 2019. Și am făcut fiecare câte o listuță de 17 candidați. Dan Motreanu a ieșit pe primul loc, la distanță mare de tot. Deci toată lumea vedea pe Dan Motreanu ca fiind primul pe lista de... Bine, Dan Motreanu s-a remarcat și prin faptul că e un personaj, un om politic, non-conflictual. Categoric. Categoric. Și...
Eu sunt un tip agitat către coleric, fără să fiu coleric, agitat, și am avut momente în care nu l-am înțeles pe doamna Otrean. Sincer, apropo de modul în care a înțeles să facă politică în județul Giurgiu, dar rezultatele au catalogat, da, evident că a avut dreptate în tot ceea ce a făcut. Da. Bine, nu țin cu niciun partid, chiar nu țin cu niciun partid, sau țin cu toate partidele în mod egal, dar a fost, așa a fost și trendul. Domnul Iaconescu, cred că la cât s-a bătut monedă pe proastă guvernare PSD, la cât au vuit rețele de socializare pe bâlbele Ioricăi Dăncilă și pe nenorocirile făcute de Dragnea, valul era clar. Sigur. A zis că lăsăm deoparte politica națională. N-am cum să o las deoparte, pentru că dacă vreți să fiu sincer, că de asta sunt aici și până la capăt, între cei doi candidați din momentul ăsta, între domnul președinte Orban și domnul prim-ministru Câțu, președintele al Partidului Național Liberal pentru următorii 4 ani, l-aș pune pe doamnul Otrean. Și nu sunt nici obiectiv și nu e nicio chestie de afinitate. De dat cu periuța. Mi-e greu să spun că sunt prietenul Dan Motreanu. Dan Motreanu are prietenii lui. Ne cunoaștem de 2 ani, dar este o personalitate. Dan Motreanu nu este o persoană, este o personalitate. Este o personalitate. Hai să ne gândim doar la faptul că Dan Motreanu a fost șeful de campanie electorală al președintelui. În două campanii câștigate. Da. Dan Motreanu vine din politica mare. Dan Motreanu a fost ministru. Dan Motreanu este europarlamentar și un europarlamentar cu vizibilitate. Da, da, da. Chiar discutam cu colegi de-ai mei din organizația județeană, oameni care ocupă funcții înalte, și spunem tot timpul, domne, Dan Motreanu vine din Champions League și are atitudine și se mișcă ca în Champions League. Este de altă factoră. Este politician de adevăratele. Nu, Dan Motreanu este un politic. Restul politicieni. Restul sunt politicieni, da. Nu spunem politicieni de la noi. Politicieni. Da. Politicieni, pur și simplu. Costel, cum vezi politica mare în momentul ăsta? Cum vezi toată nebunia de pe scena politică în acest moment? Toate controversele pe PNRR, tot ce se întâmplă, toate controversele recente, acum pe... cum îl vezi pe Ghinea, de exemplu, pe ministrul fondurilor europene, care a spus la un moment dat, e inacceptabil să spui așa ceva, că n-am citit anexele din PNRR. Nu știu ce înseamnă. Ești coordonator, tu trebuie să știi tot. Pe demiterea avocatului poporului și tot ce se întâmplă aici, crezi că vor deveni în timp scumpirile, toate scumpirile care se anunță, faptul că pensiile nu se măresc, deși există o lege, faptul că alocațiile nu se dublează și se tot... Cred că și există și aici o lege. Toată nebunia asta, crezi că afectează în mentalul colectiv, afectează Partidul Național Liberal? Și mai aveam o întrebare, dar după ce am răspuns la asta. Domnul Iaconescu, această nenorocire prin care trecem de un an și jumătate, și care se numește pandemie, este o chestie nouă, pe care n-ar fi putut să o... să treacă peste ea mai puțin mototolit nimeni, din punctul meu de vedere. Toate guvernele s-au bâlbâit, toată lumea. Oricine vine și îmi spune, domne, eu aș fi procedat altfel, bate câmpii. A fost o chestie nouă. Amintiți-vă că e numai un an și jumătate când ne-am apucat să dăm cu hipoclorii pe stradă. S-a demonstrat clar că n-a avut nicio chestie. Degeaba, da. Au venit păreri conform cărora la începutul verii 2020 orice virus care are un înveliș de grăsime, în mod firesc ar trebui să se volatilizeze. Nu s-a volatilizat. Nu. Eu zic că Partidul Național Liberal a girat și a asigurat în momentul ăsta stabilitatea în țară. Astea sunt chestii inerente după o criză de asemenea factură, pe care eu nu știu dacă PNL-ul le-a gestionat bine sau rău, dar îmi pun tot timpul întrebarea retorică. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne prindea chestia asta cu Viorica Dăncilă prim-ministru și cu Madame de la Telorman ministru de intern? Nu știu. Eu nu zic că s-au adunat toate inteligențele la Partidul Național Liberal și... Da, avem aici, dacă e să luăm
bâlbele și să le, știu, monitorizăm, să le numărăm, s-ar putea să fie doamna de la muncă cu mai multe decât Viorica Dăncilă, dar nu contează. Nu are șansă. Nu depășește nimeni niciodată. Nu știu, zău. Da. Nu știu, uite, n-am, dar chiar mă gândesc într-o zi să le iau pe rând să văd, să fac un clasament. Ce credeți sau ce crezi? PNL-ul ar fi stat mai bine în pantofi la guvernare fără USR? Și mă gândesc aici la ceea ce se întâmplă acum pe, în plan politic. Am văzut chiar lideri PNL care îi critică bine de tot pe, pe cei de la USR. Am văzut liderul USR care încearcă să bage în penal PNL-ul și așa mai... Ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, și o spun eu ca jurnalist, eu spun că e o asociere toxică cu USR-ul. Și cu asta am terminat în răspundeți dumneavoastră. Dacă vorbim despre asociere toxică post-decembristă, au fost două asocieri toxice. A fost asocierea Partidului Democrat Liberal în 2009 cu Partidul Social Democrat, acea guvernare Boc 2 sau 3 pe care n-am înțeles-o, iar cel mai toxic lucru care s-a întâmplat s-a numit USL. USL-ul, da. E clar. Punctul meu de vedere. Ai cum să ai o guvernare de dreapta-stânga. Un lucru care... Astea sunt lucrurile toxice. Despre useriști sunt momentan partenerii noștri de guvernare și încerc să nu fac, să-mi dau cu multe păreri. Cert este că se vede cumva lipsa lor de, lipsa de experiență, da. Și dacă discutăm, eu nu vreau să ajung la guvernare pentru că sunt lucruri care îmi scapă, pentru că nu am toate informațiile, dar discutăm despre primarilor. Uitați-vă modul în care gestionează lucrurile la sectorul 1, Clotilde Armand. Sau, în Timișoara, Friț. Sau primarul de la Brașov, pentru că da, Brașov, da, da. Am fost mai săptămâna trecută, acum 2-3 săptămâni, și toată lumea plânge pe Scripcar. Da. Din păcate. Da. Da. Crezi sau nu crezi? A trecut o oră. Nu cred. Adică 57 de minute. 57 de minute au trecut din emisiune și... N-aș vrea acum decât pentru locuitorii, un mesaj pentru locuitorii din Floreasta Ionești. Ce să vă spun, eu încerc să fiu tot timpul pe stradă, sunt un primar foarte puțin în birou, mai puțin în birou decât în limita semnării documentelor și încerc să fiu foarte mult prin localitate pentru că lucrăm tot timpul și vreau să le creez certitudinea și garanția că nu stăm degeaba, că tot timpul lucrăm, că suntem permanent plecați. Dacă nu suntem în localitate, suntem ori pe la ministere, ori pe la agenții, ori pe la Compania Națională pentru Investiții, că încercăm să facem tot ce este bun, nu pentru că vrem statui, ci pentru că așa trebuie. Adică vreau să le creez siguranța și certitudinea că ăștia 3 ani care au rămas vor aduce multe, multă plus valoare, mult plus produs pentru localitatea mea. Da. Marin Titi Constantin, jos pălăria, cel mai bun primar. Sper să nu fie Marin Titi Constantin unul dintre cei care nu și-au plătit taxele și impozitele și să dea cu periuță. Da. Da. Și Laura Andrei, de fiecare dată, când am o emisiune cu cineva de la PSD, sunt PSD-ist și fac mânării cu PSD-iștii, când am cu cineva de la PNL, sunt liberal. Spune mânării cu PNL, fac mânării cu PNL. În sfârșit, ăștia sunt oameni, avem 32 de urmăritori în acest moment. Costel, îți mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc că ai acceptat invitația. Pentru invitație. Ai venit de la peste 100 de kilometri să... Eu sunt un pic Giurgiu Vean prin adopție, da, pentru că eu am doi copii și am familie aici, sigur că da, și iubita. Dar îți promit că următoarea emisiune, adică luna viitoare, sigur, o să avem o emisiune, o facem de la fața locului. Mare drag. O realizăm și dacă avem posibilitatea și internet bun, o și difuzăm avem direct, sigur. Chiar avem de acolo. Sigur. Avem și sigur. Cu oameni din localitate și așa mai departe. Sigur. Repet, mulțumesc că ai venit în emisiune, domnilor și domnilor, a fost primarul Comunei Floreasta Ionești, Constantin Dumitru. Noi ne vom reîntâlni luni, când nu vom avea emisiune, v-am spus. Ba nu, avem emisiune luni cu la ora 15 cu domnul Dumitru Baianu, președintele Consiliului Județean.
și marți la ora 13, cred, mai mult ca sigur, domnul deputat Elena Dinu. Aveți grijă de voi și să aveți un weekend așa cum vi-l doriți, în sezonul musonic. La revedere!